Fiecare dintre noi a gătit măcar o dată în viață. Dacă până nu de mult femeile petreceau ore întregi la bucătărie printre cratițe și tigăi, astăzi multe dintre reprezentantele sexului frumos conduc companii de top. Se spune că iubirea este legată de mâncare, că dragostea trece prin stomac. De este adevărat, atunci trebuie să fim atenți la ce și cum preparăm și mai ales câtă sare presurăm sau presărăm. Care dintre aceste forme este cea corectă? Să aflăm ce ne spune Dexul de pe stradă. Presurat. Presărat. Presurat. Presărat. Nu, cred că va fi presurat. Sau presărat. Nu știu, habar n-am. Am presărat niște condimente peste alimente. Salata a fost presărată cu condimente. Presărat pe deasupra, vedem, sau presărat. Adică presărat. Presărat, precum presărat. Cu sare și presurat cu, nu știu, picături de ceva, eu știu. Presărat prea multă sare. Presărat. Păi dacă spune presărat, înseamnă că e vorba de sare și este mâncarea sărată. Dacă e presurat, înseamnă că presurăm acolo semințe, ceva pe bucate. Presărat. Pământul a fost presurat cu zăpadă. Presurat e presurat, dar presărat e presărat. Sunt două cuvinte diferite. Am presărat supa. Sare. Presărat, care a fost împrăștiat câte puțin, din loc în loc, pentru a forma un strat subțire. Răspândit, care a fost acoperit cu un strat subțire dintr-o materie pulverulentă, granulată. Utilizarea termenilor presurat sau presorat nu este recomandată de către lingviști, fiind una învechită și regională. Deci, vom spune corect. La final, am presărat peste cartofi mărar tocat. Colăcelul este uns cu miere și presărat cu susan. Zeci de utilaje au presărat pe drumuri tone de material antiderapant. Nu uitați, niciodată nu este prea târziu pentru a învăța.